Bine, bună ziua! Bună ziua, stimați jurnaliști! Continuăm, cum am promis, dezvăluirile în privința caracateței corupției în primărie. Așa cum v-am mai spus anterior, noi am primit la sediul nostru sute de solicitări de la persoane fizice și juridice care au fost supuse actului de corupție în primărie municipiului Chișinău. Astăzi am venit și am ales un martor, un om simplu, un cetățean, care a avut de suferit în urma clanului și în urma corupției din primărie municipiului Chișinău. Ne referim la familia Grozavă, la soț și soție. De aceea o să rog susținere un pic din partea dumneavoastră, pentru că doamna este un cetățean simplu, pensionară, care are și puține emoții în situația dată și a dovedit că are un act, adică are puțin curaj ca să vină în fața dumneavoastră să vă relateze prin ce a trecut dumneavoastră în primărie municipiului Chișinău. Începem primul subiect. Poate cineva cunoaște, poate nu, dar copiii nu au fost și nu sunt o prioritate pentru primarul liberal Dorin Chertoacă. Deși a promis în 2007 că va amenaja în Chișinău terenuri de joacă pentru copii, acesta nu numai că le-a distrus cele din terenurile pe care au fost construite blocuri locative, dar a refuzat un mare proiect de parteneriat public-privat, care avea menirea de a amenaja în Chișinău o zonă inedită de odihnă și agrement pentru copii și maturi. Adică Disneyland-ul moldovenesc. Eu, Darie Marcel, în anul 2007, am venit cu o propunere către primarul Dorin Chertoacă de a crea în Chișinău o zonă de odihnă pe o suprafață de 5 hectare și un buget, atenție, de 3 milioane de euro. Zona urma să fie construită într-un sector modern distractiv, care să corespundă standardelor europene, cu obiecte destinate pentru odihnă culturală, distracție și recreație. În conformitate cu masterplanul elaborat de specialiștii europeni, în zona aveau să fie construite 18 atracțiuni moderne de nivel european, cu infrastructura corespunzătoare, parc modern, cafenele și chiar mini-cinematograf. Eu putea să vă arăt puțin ce am propus noi pentru primărie municipiului Chișinău. Ca un exemplu, ce trebuia să fie lângă grădina botanică. Așa. I-am propus atunci primarul general Chertoacă ca de serviciul acestei zone de agrement să beneficieze copiii din casele internat care urmau să fie transportați la Chișinău din localitățile Republicii în fiecare sâmbătă și duminică. Adică, pe lângă aspectul comercial, acest parc de distracții avea și aspectul social. Toate cheltuielile pentru crearea acestei zone urmau să fie suportate de agentul economic, în schimbul alocării terenului de 5 hectare în arendă pe o perioadă de 15 ani. Lucru care aducea venituri suplimentare în bugetul municipal, dar și crea noi locuri de muncă. De menționat, în această zonă de agrement urma să fie adaptate la condițiile de vară. Iar iarna, de asemenea, trebuiau să fie create locuri de muncă, pentru a avea trebuia să existe sculpturi din gheață, trase din tubing și așa mai departe. Bine, atunci trecem la subiectul cel mai important. Adică această propunere nu l-a interesat pe primarul Chertoacă, dar am fost trimis la viceprimarul Nistor Grozavă, care a făcut tot posibilul ca să respingă acest proiect. Apare întrebarea de ce. Și mie personal, mi-este rușine să mai discut la acest subiect. Dar voi menționa. Acest stimat domn a propus următoarea variantă. Parcul de distracții se va construi în municipiul Chișinău doar în cazul când o persoană numită de dumnealui va deveni fondator cu 10% în compania Bugacom, care a solicitat construcția acestui parc. În acea perioadă, vreau să menționez, eram și eu foarte entuziasmat de conducerea liberală a capitalei și de Dorin Chertoacă. De aceea, cu mare rușine, reprezentând acest fond investițional, m-am întors și am raportat
rezultatele activității mele sau propunerii mele pentru primăria municipiului Chișinău. Oricum, acest proiect rămâne în vigoare și este inclus în oferta noastră electorală. Și eu garantez că odată ajungi în cadrul puterii, noi vom realiza acest Disneyland în municipiul Chișinău. Vorbeam de probe mai anterior. Zeci de sunete, zeci de apeluri în fiecare zi avem la sediul nostru, din strada Sciusev 51 bar 1 și la telefonul hotline. Foarte mulți oameni au avut de suferit și au de suferit de pe urma corupției în municipiul Chișinău. Eu am selectat un caz care este foarte elocvent, pentru că varianta că domnul Grozavu are apartament luxos, mașină cu numere personale Audi A8, noi o cunoaștem. Vreau să mă refer la acel caz în care este implicată soția acestui domn, Maria Grozavu. Cum am vorbit anterior, ea este șefa secției eliberare certificat de urbanism persoane fizice. Istoria respectivă eu nu o voi citi, eu îi ofer cuvântul doamnei Maria, să povestească ea așa în cuvinte proprii, prin ce a trecut, ce a avut de suferit la primăria municipiului Chișinău. Doamna Maria, povestiți așa cu cuvinte. În 2006, în 2006, eu am mai îngăsit de convinție și la final cu construcția, casă pe pământ, propriu. Și m-am apucat cu toate documentele, sunt pe la primărie, pretură, până trebuie să tot. Am dat la ghișeul este care la parcă la Cocoloni, eu spuneam un bat două luni acolo și le-au primit și ne-au spus că locul e mort sus. Eu n-am crezut. Am dat așa, o an de zile, marța, vinerea, marța și vinerea. Acolo primești la, cu documente care să ieșim cu construcția la final. Am luat o an de zile, pe urmă acolo știți cum stăm pe coridor, pe femeile mi-au spus oameni că acolo trebuie de gătit ceva, că așa nu să ieșim la final. Am luat încă un an. Pe urmă eu totuși am îndrăznit și am intrat. Acolo e lucru mort. Pe masă stau documente de 10 de ani. Nu de 1 an, de 2-3 luni, dar de 10 ani să. Și eu spune și n-are rost să îmblăm, să vin peste o lună, două. Și am început atunci că eram cu nepoțelul de 4-6 ani atunci a el. A ieșit și pe un grad de la primărie, m-am pornit acasă, plângând să mă vați că lumea tot. Și în timpul ăsta nepoțelul mi-a dat, bunică, uite-te, domnul Chetoacă. Eu l-am anat de minut și am fugit drept la dăzuba și așteptat atunci și am spus, nu mai am putere de acum. 3 ani aproape, eu îmblăc documentele să fac, să egalizez construcția. Domnul mi-a spus, nu plângeți, haideți sus. Mi-a arătat ușa la domnul Grozavu, intrați, la viceprimar. Am intrat acolo cu nepoțelul și, domnule, i-am povestit ea ca și tot ce am. Și domnul l-a sunat. La domnul că nu, eu n-am așteptat atunci, ea că-i soția. Și mă trebuie, duceți-vă ca să fie tot rău. Eu m-am dus și am așteptat când se termină abiedul, masa. Am intrat la dumneavoastră, am stat ținând de vorbă, noi de noi, am două. Și ei ne spune, și zic eu cu șase, după mine, fa așa să... Aici, ne așa ne-a spus. Poate de făcut că suntem oameni. 5-6. 5-6, ciocolată, o cutie de bumbani și ceva. Nu, bine, eu am înțeles. Cu mine nu avem banii ăștia. 5-600. Eu nu avem. Am luat taxi și m-am dus acasă unde trebuie eu. Am luat banii, am venit înapoi. Și m-am întâlnit cu dumneavoastră ei, la dânsa în birou. M-am luat, ne-a ridicat sus, la 3 etaj, la 2 lei. Aici cu documente, ne-a plecat la 3 etaj, acolo pe Sticucea, unde se termine cu mascările. Un trat înăuntru, ne-a scos documentele, am dat banii, am luat documentele și am ieșit acolo. Cu așa, eu am început să merg mai departe cu privatizarea pământului, casa, cu tot mai departe. Dar așa, eu am dat 3 ani, din 2006 până la sfârșitul 2008. Pe urmă de moment, zi, ne-am dat prin privatizarea prevestea. Doamna Maria, relatați despre participarea voastră în cadrul Și e foarte rușinit de domnul Chetoacă. Când de la alegere am făcut
Și trebuie și am votat, tot să mă adesc. Așa de rău, de ce? Când a fost, nu se mi chiar data, la ambasada Rusiei, pe o ploaie mare, noi am fost și cu nepoțelul, că el e după acum, eu așa și el umblam. Când să avem primar și să avem la cine să șerim și noi, cum ei șer la noi. Dar nu se vede nimic. Asta e situația, doamnelor și domnilor. Acesta este certificatul de urbanism semnat de această doamnă. Șef adjunct secție, Maria Grozavă. Ideea este că s-a luat 600 de lei nu pentru emiterea acestui certificat, pentru că el era absolut legal și a fost semnat pe, adică a plecat în arhivă pe 5.01.2007. Doamna Grozavă a încasat 600 de lei de la un pensionar, de la un om nevoiaș, pentru un lucru foarte simplu. Coridorul de la ultimul etaj a plecat până în arhivă și s-a întors înapoi cu acest document și l-a dat în mână, pentru că trebuia să-l primească cu 2 ani în urmă. Și numai după aceasta, această doamnă a putut să-și înregistreze construcția în OCT și în cadastru. Doamnă, dar de ce nu v-ați dus la poliție? Eu de acum am pierdut în toată speranța. 3 ani de țări, mă înțelegeți, eu sunt la pensie. Marța și vinerea eram în primărie, toată marța și în toată vinerea. Eu n-am fost nicăieri la sanatorie să mă odihnesc, să lăs acolo o lună, două, trei și să nu vin. Nu! Și e ca așa, toate ca când stăm pe holul și ala acolo, la trap, mă închipuiți cum toate, că și bărbați și femeie. Toți o dat de știri că, ca să ieși la final, trebuie ceva de gătit. Se vorbește pe coridoare asta. Asta se vorbește pe coridoare, numai dacă cineva trece din noi, nu se vorbește, așa nu e de noi. Așa, e ca așa. Toți, așa și ne... Dar de ce v-ați adus acum anii de acest caz în ajunul campaniei electorale? Dar eu de mult asta am spus, nu o spun acum prima dată, că la toți le spuneam. Unii își mai auzăm că e că chiar și la noi, care poneză, ca să ajungi la final, trebuie să gătiți o sumă bunișoară de bani, că eu știu pe ce am trecut. Și în afară de asta, eu încă am plătit la, casă, la Banca de Economie în jurul la 800 de lei pe documentul Scarlanului. Nu că am plătit dumneavoastră și s-a terminat. Certificatul de urbanism oficial costă 750 de lei. Da. S-a încasat o sumă dublă. În casă, mai este evident că nu știe doamna ce înseamnă campanie electorală și de ce anume s-a adresat. A vorbit despre acest lucru și au venit la mine la sediu persoane care mi-au relatat despre acest caz. Și anume pe el l-am selectat, i-am dat un sunet acestei doamne și i-am discutat referitor la acest subiect. Pentru că când vine cu mine aici, sau dacă va veni un antreprenor care spune că au cerut 50-100 de mii, păi nimeni nu ascultă. Aceste sume nu mai miră pe nimeni. Vrea grozav 100 de mii, vrea 50, vrea 200. Bine, este un lucru cert. Nu a trecut Disneyland în Chișinău. Mai departe, noi ne descurcăm, pentru că eu am și juriști, noi avem posibilități de a apela în instanța de judecată, noi avem posibilități de presiune politică și așa mai departe. De aceea, în cazul dat, v-am relatat un exemplu, ce se ocupă acest plan și de unde au ei sumele necesare. Pentru că, dacă înmulțim la statistică, la cei oameni care sunt în fiecare zi în primărie Chișinău, iese că 10 de oameni pe zi lasă sume impunătoare acolo în primărie. Eu am vorbit că persoane juridice primesc certificat de la această doamnă, Maria Grozavă. Evident că aici sumele variază, 5-600 de lei și se discută în lei. Persoanele juridice primesc certificat de la doamna Cazacu și acolo evident că sumele sunt mai mari și sunt în euro. Comentarii dumneavoastră, ce legătură aveți cu această societate comercială? Ideea a fost foarte simplă. Eu în 2007 am propus primarului Chirtoacă mai multe proiecte. Legate de... Vă lămuresc de această companie. Eu, în acea perioadă, o reprezentam din punct de vedere juridic. Și știind că au inițiat acest proiect, eu și m-am autopropus în calitate de reprezentant, pentru că știam cu certitudine, sau credeam cu certitudine că proiecte ce țin de dezvoltarea Chișinăului legate de copii și de spații de joacă și de parcuri de distracție vor trece numai decât în primăria noului primar Dorin Chirtoacă. Și acum ce legătură aveți cu societatea asta?
În prezent, eu nu mai reprezint din punct de vedere juridic, eu reprezint din punct de vedere politic. Adică, acest proiect este prioritar pentru mine și pentru echipa noastră. De aceea, noi vom face tot posibilul ca Disneyland-ul să fie construit în municipiul Chișinău. Pentru că și doritori ca să participe la vreo licitație. În acea perioadă, dumneavoastră, ați angajat la aceste... Eu reprezentam din punct de vedere juridic. Dar explicați ce înseamnă asta. Asta înseamnă când o persoană reprezintă o companie printr-un document încheiat între ei doi și pentru asta, evident, primește o recompensă în cazul realizării proiectului. Pentru că eu eram și manager de proiect, eu trebuia să coordonez toate activitățile de construcție și de dare în exploatare. Ce mașină aveți? Noi mergem pe mașina companiei Proiect Invest Group. Proiect? Proiect Invest Group. Spuneți-mi, domnul Grozdacu, a avut ce mașină? Mașină de serviciu. Mercedes. M. din anul 2003. Spuneți că domnul Grozdacu v-a propus ca o persoană desemnată de el să deține 10% din capitalul. De la care companie? La aceasta? Adică compania Gugacom, care trebuia să construiască acest Disneyland, trebuia să cedeze 10% din acțiuni unei persoane apropiate de domnul Grozdacu. Dumneavoastră mergeți cu Mercedes, aveți o mașină personală. Eu am mai menționat și anterior, am mai scris și la mine în site. Eu am avut o perioadă când eu aveam bunuri personale, dar în activitatea mea obștească, în activitatea publică, eu m-am ciocnit cu așa situații când eu am fost pur și simplu deposedat de tot ce am avut, de business, de bunuri personale. Deci eu, în situația dată, eu reprezint fondul investițional Proiect Invest Group, eu primesc salariul din acest fond, dar toate bunurile noastre sunt înscrise pe compania juridică și ne folosim toată familia, pentru că suntem mai multe persoane din familie implicate în acest proiect. Domnul Dare, dumneavoastră a spus că domnul Chirtoacă l-a primit la domnul Cozar. De ce nu ar sunat acolo, domnul Chirtoacă, să-i relatare? Domnul Chirtoacă nu este adecvat în discuții și în propuneri de proiecte și de afaceri, pentru că dumnealui nu cunoaște subiectul și în permanență. De câte ori îl cunosc eu, de câte ori m-am apropiat cu diferite proiecte, unica propunere sau unica variantă propusă de către el este mergeți la domnul Grozdacu, pentru că este de la partidul nostru, el este profesor, el cunoaște foarte bine construcția și arhitectura și va realiza mai departe toate proiectele. Domnul Stareza, nu credeți că este vorba de un conflict de interese atâta timp cât și dumneavoastră reprezentați o companie care se ocupă de construcții, de proiectări și așa mai departe? Deci, de ce ar trebui noi pe dumneavoastră să vă credim atâta timp cât dumneavoastră aveți un interes direct? Înseamnă că eu sunt o persoană care aduc bani la primărie și nu iau. Și trebuie de făcut diferența. Sunt firme de construcții care primesc contracte de la diferite direcții din cadrul primăriei. Și banii din primărie, din buget, vin în contul acestor companii. În cazul meu, cum m-am ocupat, sau fondul respectiv, s-a ocupat de renovarea căminilor locative și avem două în construcție, vom renova 100 de cămini locative. Și nu cred că este o problemă, pentru că doritori la Maria Dragan să construiască nu sunt. Noi nu avem nici concurență și nici conflict de interese. Și încă un lucru. Fondul investițional, compania pe care o reprezint, acum doar din punct de vedere juridic, pentru că m-am implicat și în activitatea politică, acționează în baza principiilor de management și de concurență. Noi nu ne temem de concurență. Noi vrem ca în primărie să fie un concurs deschis. Și noi vom participa la toate aceste licitații și tenderuri. Pentru că ceilalți tem, ei vin la întuneric, vin acolo unde se semnează contracte tenebroase. Noi nu avem nevoie de așa contracte. Și niciodată nu m-am folosit de această posibilitate. Eu n-am obținut niciodată de la primărie nimic din banii municipali. Eu doar am venit întotdeauna cu idei de a aduce bani. Și asta e diferența. Mai este o variantă. Noi am propus crearea 100 de magazine sociale în curțile blocurilor, în schimb la reparația sau renovarea cu spații de joacă 100 de grădinițe din municipiul Chișinău. Și iarăși a fost refuzată propunerea respectivă. Păi asta și este parteneriatul public. Nu o să fie spații de joacă în grădiniță niciodată, dacă o să venim cu așa variante. Și o să mergem așa înainte.
De aceea există conflicte când soțul și soția, și uitați-vă ce se întâmplă. Pentru că asta este ocupația lor de bază. Da, lucrează de 16 ani și evident s-au deprins cu aceste posibilități de încasare a banilor. Și nu contează când a venit persoana. Ieri, azi sau va veni pe viitor. Este un fapt și se poate de demonstrat. Pentru că dacă n-ar fi sinceră sau dacă nu ar avea loc acest fapt în realitate, atunci se poate de vorbit orice, de oricine. Dar haideți să o luăm altfel. De câte ori vorbește Darie, de atâtea ori se adeverește. Și despre apartament, și despre mașină, și se recunoaște. Și multe alte lucruri, ele ies la suprafață. Și să nu ne pare că acolo este așa de simplu. 10.000 de euro, dumneavoastră. Păi nu, noi putem face un lucru. Mașina, foarte, mașina mea costă 11-12.000 de euro. Și apoi mie sare costă 10.000. Da, asta nu poate fi și este foarte ușor de verificat. De ce să nu ne ducem toți împreună? Și eu, sincer, oficial îmi cer scuze, dacă eu am greșit cu ceva. Ne, venim pe televiziune, ne uităm ce fel de lux are mașina respectivă, cât costă pe piață, ne uităm în pașaportul tehnic, intrăm în apartament, vedem mobila italiană, ori minte Darie, ori minte Grozavă, nu? Vedem mobila din Italia la comandă, vedem luxul din apartament și ne convingem și întrebăm cât costă și de unde a luat. Dar spune niște cum este în apartament la domnul Grozavă. Parcă ne-am obișnuit deja că toate informațiile pe care le dețin sunt veridice și de unde știu vă explic. Așa cum eu pretind să devin primar, sau cel puțin să ajung în cadrul puterii, trebuie să fiu o persoană informată. Și am și eu metodele mele de depistare a unor fraude, cum pot să le consider eu, unor acte de corupție. Evident că sunt legale, nu am instalat nicăieri camere video și nu filmăm ca alți concurenți electorali, eu știu, fraude fiscale. De aceea, în cazul nostru, noi avem oameni care pur și simplu ne informează, este simplu. Eu astăzi am fost la Radioul Național și acolo au sunat în direct, nu am nicio atribuție. Și au spus că vor să vină la noi la sediu, vor să ne expună fapte de corupție din cadrul primăriei. Bine, când se discută de un funcționar care nu face parte din conducerea Partidului Liberal și nu a fost numit de către primarul Chertoar, se mai poate de vorbit că nu poartă răspundere. Dar în cazul când Nistor Grozavă este numit direct sau la propunerea Partidului și la propunerea lui Dorin Chertoar, ce putem face noi mai departe? Cum putem să ne uităm noi așa, pur și simplu, la aceste acțiuni? Și îmi pare foarte bine că când discutăm de aceste lucruri, cel puțin voi sunteți prezenți aici în sală. Sunt televiziuni care ne ignoră. Ei nu interesează aceste lucruri. Domnul Darie, vorbeați anterior despre faptul că vă veți adresa procuraturii. Ați făcut acest lucru? Nu, n-am făcut pentru că acumulăm probele necesare și din moment ce se finisează, se termină campania electorală, se schimbă statutul din candidat. Devin simplu politician. Și atunci noi mergem și ne luptăm mai departe. Pentru că trebuie de văzut de la început dacă vor fi demiși acești funcționari. Unul la mână. Doi, eu cred că din cazurile pe care le-am relatat, nu trebuie să vină Darie cu presa, să vedem cât de luxos este automobilul. Trebuie să vină procuratura, să se autosesizeze. Și foarte ușor este de verificat, pentru că există metode de verificare a veniturilor funcționarilor publici. Se calculează foarte, foarte ușor. Și eu cred că centrul de corupție are mult mai bune metode decât noi. Cu toate că și în cazul când ne se oferă varianta de a face o vizită, să vedem cât este de luxoasă casa și mașina, nu este nicio problemă. Da. Și eu vă mulțumesc.